Mă numesc Alexandru Florin Rogobete, am 33 de ani și sunt necăsătorit. Medic doctor. Pentru că medicina te duce mai aproape de oameni și cred că a fost dorința mea încă din copilărie de a avea grijă de oameni. Dacă doriți să vorbim despre defecte, cred că am putea face un serial cu foarte multe episoade. Sunt un om păcătos și am multe defecte, nici nu cred că ar trebui să le enumăr chiar pe toate. Cred că important este să rămânem ancorați în realitate și să le conștientizăm și să facem din ele și să le utilizăm pentru a face cât mai multe lucruri bune. Calitățile mele sunt ceea ce fac. Din păcate, în ultimii 3 ani de zile nu am avut timp liber și nici timp pentru hobby-uri. Cred că multele studii de cercetare pe care le-am făcut la Spitalul Județean din Timișoara și cele peste 70 de articole științifice publicate în revistele internaționale, dar cred că, de fapt, cea mai mare realizare pe care am făcut-o în secția de anestezie terapie intensivă, în specialitatea mea, au fost proiectele de dezvoltare a ATI-ului din România. Cea mai mare provocare cu care se confruntă sănătatea din România este încrederea. Încrederea oamenilor în sistemul de sănătate. Dacă este să vorbim despre măsuri concrete, cred că prima cu care ar trebui să începem ar fi finanțarea sistemului de sănătate din România. Și apoi, sigur, recâștigarea încrederii oamenilor în sistemul de sănătate. Toate acestea se pot face prin reforme simple, dar clare, concrete și la obiect. Cele 3200 de contracte de finanțare pe care le-am semnat împreună cu echipa Ministerului Sănătății în ultimii 3 ani, cele 3 spitale regionale care acum se află în construcție și, sigur, cele 3 centre de mare arș care se află în construcție și vor fi date în folosință anul viitor. Pentru că sunt tânăr și sincer. Cred foarte mult în expresia nu lăsăm pe nimeni în urmă. Creșterea accesului la servicii medicale de calitate pentru toți cetățenii, indiferent unde locuiesc aceștia.